Ce zi frumoasă! Ce-mi place! O să mă duc până în bucătărie. Hei, bă, cine e aici? Cine intrăm în casa mea? Cine ești, frate? Bă! Cine ești tu? Bă, dar tu ce ești? Nu ești ca vreun pește. Bă, ia-mă că tu nu poți respira apă. Ia de aici, ia de ce? Ia de aici o cască. Pune-ți-o pe cap. Ți-ai pus-o? Pune-ți-o mă pe cap. Gata, mă, așa pot să respir. Ah. Tu de unde vii? Aolo. Vrei puțin aer proaspăt? Vrei puțin aer proaspăt? E bunul meu vecin calamar. Bine, calamar, ești acasă? Plecați de aici, vă urăsc. Da, cel mai bun prieten al meu locuiește aici. Mă, da, vrei puțin aer proaspăt ca să nu mai respiri din sticla aia? Unde ești? Vino la prietena mea, Sandy. Apropo, eu sunt SpongeBob pantalon pătrat. Ce e? Nimic interesant. Doar niște lână de oaie de mare. Hei, nu poți intra! Acolo este doar niște lână de oaie de mare. Ce? Este Sandy. Ce? Asta de aici este Sandy. Aici. Apropo, cred că calamar nu era acasă. Ce este Sandy? Hai, dă-ți jos casca dacă vrei, pentru că acolo mai este și puțină apă, că e casca mea, de fapt, cu apă. Haide, dă-ți jos casca ca să începi să respiri. E bine? Hai, vino să-ți arăt ce are Sandy pe aici, prin casă, spre din casa ei. Locuiește într-un pom. Da, hai să-ți prezint fundul oceanului. Vrei să-ți arăt un loc de campare? Imediat că s-a stricat calea de ieșire, trebuie să o repar. Gata. Apropo, ăsta este orașul Bikini Bottom, dar pe tine cum te cheamă?
Cool Steve Boy. Steve. Bine. Hai. Bă, cum poți să zbori? A, da, stai pe fundul oceanului. Mă, mă faci gelos. Poți să nu mai zbori? Adică să nu mai înoți că mă faci gelos. Cine e ăsta? A, el este bunul meu prieten, Patrick. Asta e cel mai bun prieten pe care l-ai putea avea. Salut, SpongeBob. Salut, Patrick. A, foc de mare. Ce? E foc de mare ăla. Da, l-am luat de la Sandy. Are un acvară pe deasupra, nu știu cum a intrat-o. Hei, nu mai nota, mă, că mă fac gelos. Ia-o și tu pe aici, printre gropile astea. Apropo, eu sunt un burete. Nu te duci acolo! Ce? E cea mai, este cea mai mare tâmpenie unde te-ai putea duce. Asta este un restaurant, dar este cel mai tâmpit. Să nu mănânci acolo că-ți vine să verși. Unde ești? Apropo, restaurantul de vis-a-vis. Ești pe pauză? Ok, deci hai să nu te duci, că este cea mai mare tâmpenie unde te putea duce. Nici măcar să nu vorbești tu cu el. Aici lucrez eu. Vrei un loc de muncă? Ce, unde poți să lucrezi? Aici la Krusty Krab. Poți să fii, poți să fii casier. Lui Calamar nu prea-i place slujba asta. Hai, vrei să fii... Vrei să fii casier? Bine, hai de vino. Eu lucrez la grătar. Eu lucrez la grătar. Uite, hai, vii! Krusty Krab este cel mai bun! Hai, vino aici la domnul Krabs! Ia un loc! Ia un loc! Domnul Krabs, el este prietenul meu, Steve! Este om! Poate să lucreze la casă? Până când poate și el să se întoarcă acasă, sau... $20 $20 pe oră. Hai să-ți arăt aici, vino. Vino să-ți arăt, să-ți prezint locul. Hei, unde te-ai dus? Băi, ce faci? Vino, deci acolo este grătarul. Stai, uite, aici este WC-ul. Dacă vrei să te caci. Aici. Uite, poți să te duci aici să... Bă, ce-i asta? Ce-i asta, frate? Steve, uite ce-am găsit. Ce-i asta? Nu mă, vreau să văd unde duce. Nu l-am mai văzut până acum și trebuie să aflu unde duce sau o să fiu concediat, la fel și tu. Ăsta e ce-am bucket? Cel mai tâmpit restaurantul din toate timpurile. Langston a mers prea departe. Trebuie să fac ceva, să-i stric șoseaua. Na, mă, ce mai face, frate, Langston? Mi-a stricat șoseaua. Steve! Steve! Vrei să locuiești cu mine sau vrei să-ți cauți o casă? Ce casă, mă, în copac?
Mamă, ce clienți nenorociți, frate. Hei, Steve! Da? Unde ești? Ce? Asta în care casă? Da. În ce casă? În ce casă te-ai dus, mă? Acolo cred că e calamar, că acolo se duce. Apropo, ai permis auto? Da. Ce bine, mă poți duce și pe mine la muncă, că eu nu mi-am luat permisul de 50 de ani. De ani bun mă chinu eu să-mi iau permisul, dar nu mă lasă. Nu reușesc. Hei, unde ești? Mă duc la doamna Puff. Da. Doamna Puff, știu să conduc. Asta e, uitat-te la pârnaie. Du-te la, o să-ți arăt unde pușcăria, să o vezi. Gata, am pus mâna pe volan. Iuhu, știu să conduc. Mi-am luat permisul. Steve! Da? Dă-te pe la mine, că nu știu unde ești. A, și dacă nu vrei să lucrezi la Krusty Krab, poți să lucrezi aici, la turtița Flappy.